Peste 1000 de articole susceptibile de a fi contrafăcute au fost descoperite de polițiștii Serviciului Investigarea Criminalității Economice în cadrul unui control ce vizează combaterea fraudelor în domeniul proprietăților intelectuale. Astfel, în noaptea de 19 aprilie, oamenii legii au descoperit în 3 mijloace auto bunuri susceptibile de a fi contrafăcute. În cadrul activităților desfășurate au fost identificate mai multe mijloace de transport în care polițiștii au descoperit bunuri susceptibile de a fi contrafăcute. Astfel, într-un autocar care se deplasa pe relația Istanbul-București, polițiștii au descoperit 77 de perechi de pantofi sport, fără documente justificative, ce purtau însemnele unor mărci protejate în România, bunuri susceptibile de a fi contrafăcute. De asemenea, a fost identificat un autoturism marca Fiat Doblo, condus de un cetățean român de 40 de ani din municipiul București, în interiorul căruia polițiștii au descoperit 575 de perechi de încălțăminte sport, 159 de perechi de pantaloni tip blue jeans și 45 perechi pantaloni sport, bunuri ce purtau însemnele unor mărci susceptibile de a fi contrafăcute. În cel de-al treilea autoturism au fost descoperite 378 de pantofi sport și 378 de traininguri. Toate bunurile au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor, la fel ca și cele două autoturisme în care au fost identificate articolele. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Prejudiciul înregistrat în cazul celor trei este de 370.000 de lei.